Teatrul Tudor Vianu a pregătit al optelea spectacol pentru copii de când la conducerea sa se află jurnalistul și dramaturgul Mircea Meionescu. Făt frumos și prințesa bulgară este însă prima piesă pusă în scenă de la demararea proiectului cultural Giurgiu Silistra. De data aceasta un spectacol română-bulgar realizat de teatrele Tudor Vianu-Giurgiu și Teatrul de Păpus Silistra un spectacol bazat pe povești românești și bulgare, din ele regizorul român bulgar Vili Perveli Nicolov a dramatizat și avem această frumoasă poveste numită Făt frumos și prințesa Bulgare. Regizată de Vili Perveli Nicolov, opera reunește personaje cu trăsături comune ale bazmelor românești și bulgarești. Deja cunoscut publicului iubitor de teatru, regizorul român Bulgare își manifestă satisfacția față de reușita proiectului. A fost o idee extraordinară să facem o colaborare între Teatru de Păpuși Silistra și studioul Teatru de Păpuși Tudor Vianu Giurgiu. Împrechindeii care o să crească mare, o să rămâne cu niște imagini din copilăria lor foarte frumoasă. Prințesă, zmeu, păpuși frumoase, desenate și ni niște dansuri extraordinar de frumoase. Deci o bucurie pentru copii să-i așteptăm mâine la premieră. De reținut este faptul că pe scena teatrului nostru s-au mai jucat cănuță la bacalaureat, capra cu trei la cel Voinic și Merele de Aur, Barbă Roșie, dar și alte spectacole care fac parte din gama destinată copiilor și tineretului. Făt frumos și Prințesa Bulgară are premiera joi după amiază de la ora 17, iar costul unui bilet este de 10 lei.